A doua rundă de negocieri între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind desemnarea procurorului șef european are loc azi la Strasburg, după ce discuțiile de săptămâna trecută s-au încheiat fără niciun rezultat. Laura Codruța-Chioveși este candidatul ales de comisiile parlamentare, în timp ce francezul Jean-François Bonnaire este alegerea Consiliului UE. Fostul premier Mihai Tudose a fost transportat de urgență ieri la spital după ce ar fi suferit un infart. Ministrul Sănătății Sorina Pintea a declarat că fostul premier este în acest moment stabil, după ce au fost montate două stenturi în urma infartului extins suferit în cursul zilei. Elena Udrea a reacționat la intenția Înaltei Curți de a transmite trei întrebări Curții de Justiție Europene privind respectarea unei decizii CCR când sunt afectate interese financiare europene, subliniind că sesizarea nu are legătură cu dosarul Galabute, deoarece ținta este nerespectarea hotărârilor CCR. Alianța Nord-Atlantică a consolidat prezența militară în zona Mării Negre, inclusiv în România, ca reacție la acțiunile agresive comise de Rusia, a afirmat în cursul vizitei în Georgia secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Cele două avioane ale forțelor aeriene rusești care au aterizat duminică pe un aeroport din Venezuela ar fi avut la bord membrii ai forțelor speciale ruse, printre care și specialiști în securitate cibernetică, a transmis un oficial guvernamental american, citat de Reuters. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.